Cred că ar trebui să avem un pic mai multă grijă de noi și mai ales de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Mă gândesc la toată mobila aia veche pe care o avem în casă, mai ales dacă suntem la bunici sau la părinți. Sau la momentul în care vrem să folosim ceva care ne ajută să fie și biodegradabil, să nici nu stricăm natura și să nu fie nici cu prea multă poluare pentru noi pe termen lung. Probabil că vă gândiți că atunci când discutăm despre carton, n-are prea multe proprietăți și nu prea ai ce să faci cu el decât ambalezi ceva, după care arunci cartonul dacă îți aduci aminte la timp sau îl depozitezi, ceea ce nu este recomandat, mai ales dacă vrei să ai un spațiu cât mai liber. Dar avem profesioniști în domeniu, oameni care fac treaba asta de foarte multă vreme, cu multă pasiune. Deci în această seară emisiune despre carton, dar la superlativ, alături de mine un singur invitat, este vorba despre Nicolae Baciu. Nicolae, bine ai venit în emisiune! Salutare, John, mulțumesc de invitație, mă bucur că sunt aici. Și noi ne bucurăm că vorbim cu un profesionist despre un lucru atât de simplu la prima vedere și totuși atât de complex. E vorba despre carton, dar până ajungem la această poveste, vreau să te descrii pe scurt. Ai mai puțin de 60 de secunde la dispoziție. Toate îți aparțin ție chiar acum. Sunt antreprenor. Sunt antreprenor de tânăr. Am o familie cu 2 copii. Sunt foarte implicat în acțiuni de ecologie și sustenabilitate și îmi doresc să reușesc să fac o schimbare pe planeta asta. De câte vreme ai început schimbarea? 2015 putem să spunem că a început revoluția noastră. Dar înainte de 2015, înainte și de emisiune, ca să zic așa, am discutat despre cum ai început tu să te ocupi mult mai mult de tine și de zona asta de antreprenoriat. Mi-ai spus foarte clar de la început că nu ai facultate și probabil că mulți dintre tinerii care ne urmăresc ar spune, oh, Doamne, ceva nu e bine. Sau părinții ar spune, cum să mai reușești în ziua de astăzi fără o facultate? Este imposibil. Vreau să începem emisiunea din seara asta exact de la acest checkpoint legat de facultăți. Ce se întâmplă? De ce n-ai facultate, Nicolae? Nu s-a ținut școala de mine. Ce vrei să spui? Asta e o explicație foarte simplă, așa. Eu mă consider un explorator și pentru asta am tot sărit dintr-o afacere în alta. Așa s-a întâmplat și cu școala. Am crezut că vreau să fac politehnică, m-am înscris, am luat examenul, m-am dus în primul trimestru și am renunțat. Mi-am dat seama că nu este ceea ce îmi doresc eu. Și la liceu am făcut la fel. Ar fi trebuit să fiu preot, dar am decis în ultimul moment. Acolo eram îndemnat cumva de părinți să fac chestia asta. Și am decis în ultimul moment că nu vreau să fac asta, vreau să fac un liceu teoretic. Și așa s-a și întâmplat și după Politehnică am încercat psihologie, apoi marketing și afaceri internaționale și cumva nu am... Nu vreau să par arogant, dar am considerat că prefer să învăț eu decât să învăț din școală. Nu recomand nimănui chestia asta. Chiar nu militez pentru povestea asta, însă eu cred că pentru că am spiritul ăsta de cercetător, de a căuta răspunsuri, am putut să învăț nu din școală, ci mai mult din cărți, mai mult din... acum din videouri online și mie mi-a prins bine, eu sunt ok cu asta. E mult mai simplu să spui în ziua de astăzi că ești autodidact, să descoperi YouTube-ul și imediat să cauți informația care ți este necesară. Nu e ca și cum n-ai fi fost dus la facultate, da. Doar că ți-a plăcut mai mult să cunoști tu lumea în felul tău. Dar cine ți-a insuflat dorința asta pentru explorare? Pentru că sunt mulți care se pierd pe drum dacă nu merg spre facultate. Eu cred că am avut-o, cred că e în ADN-ul meu, adică așa. Cred că e în sângele meu chestia asta, pentru că de mic eu reparam lucruri, demontam, tăiam chestii, asta era ocupația mea, mai puțin să mă joc, efectiv să construiesc, îmi doream să fac lucruri și făceam lucruri de mic. Ai terminat cu facultatea pentru că a fost prea puțin pentru tine. Ai început să mergi către zona de antreprenoriat. Ce ai făcut prima dată așa, în momentul în care ai spus, ok, acum trebuie să aleg? Prima mea afacere a început la 21 de ani. Și a fost un magazin de calculatoare. Eu sunt din Curtea de Argeș și mă laud cu faptul că am făcut primul magazin de calculatoare din Curtea de Argeș.
Nu prea înțeleg în momentul de față ce înseamnă un magazin de calculatoare. E pur și simplu un magazin de intri și îți cumperi calculator? Da, era un magazin de unde puteai să îți comanzi la vremea aceea un calculator. Așa. Eu cumpăram componentele din București și asamblam în magazin, în atelierul mic din spatele magazinului, asamblam calculatorul, îl configuram și îl livram clientului. Wow, nu mai avem vremuri de genul acesta. Da, e tot mai simplu să strici un laptop sau un calculator și să îl înlocuiești. Nu prea mai merge lumea cu un calculator pur și simplu ca să-l repare. Când ai descoperit, nu știu să spunem, povestea asta cu cartonul, adică când ai spus, ok, hai să analizăm mai bine. Undeva în 2014 am avut ideea de a construi mobilier modular, pliabil, ușor. Dar de ce ai făcut asta? Nu trebuie să te uiți la mobila normală, să te bucuri la un bal și un MDF? Pentru că aveam nevoie. M-am mutat în București în 2010 și din 2010 până în 2014 am schimbat locuința de vreo 6 ori. Locuiam în apartamente închiriate și cumva pentru că îmi creșteau veniturile, îmi doream să-l locuiesc într-un spațiu mai plăcut și uite așa mă tot mutam. La fel s-a întâmplat și cu sediul firmei și practic în doar câțiva ani am trecut prin foarte multe mutări, care au devenit super frustrante la un moment dat, pentru că trebuia să car toată greutatea după tine. Și am mugurit în creierul meu ideea asta că, băi, de ce să nu fac eu ceva pliabil, demontabil, ușor de cărat? Și uite așa am ajuns să fac primele schițe, apoi o machetă și de la machetă un produs în mărime naturală. Apoi am făcut și niște corpuri de iluminat pentru că mi-am dat seama că se pretează și pentru lucrul ăsta. Și am participat la prima expoziție în 2015 la Galeriile Orizont în București. Care a fost primul feedback? Oamenii au fost fascinați și au zis că acesta e viitor. Au fost câțiva care, eu le-am spus că sunt vizionari. Și au zis, ăsta e viitorul. Chestia asta m-a încurajat foarte tare, pentru că până în acel moment, în afară de soția mea, nimeni nu m-a susținut, nici măcar un prieten. Toți mi-au spus, vezi-ți de ceea ce faci tu, vezi de agenție că e ok, n-ai de ce să faci mobilă din carton, pentru că nu o să cumpere nimeni așa ceva. Și după aceea, cred că a fost cumva o piatră foarte importantă acea expoziție, pentru că atunci am decis că vreau să fac chestia asta și din momentul ăla numai asta am făcut și vreau să fac în continuare mobilier din carton, vreau să modific materialul ăsta, să-l îmbunătățesc și să ajungem într-o zonă total neexplorată. Pentru cei de acasă, ar fi important să traducem cumva zona asta de business, să înțelegem dacă au existat mai multe etape și mă refer la ideea de investiție, pentru că nu cred că poți să faci așa ceva fără să vii cu bani de acasă. La un moment dat trebuie să vii cu bani. Fără să-ți cumperi, să-ți achiziționezi anumite utilaje. Zi-mi așa pe scurt și pe urmă vreau chiar să trecem la treabă, pentru că ai venit cu masa de acasă. Da, eu așa plec tot timpul cu o lumină după mine, cu masa. Da, nu, tu nu poți să faci, uite, deci ai biroul tău oriunde, deci îl muți unde ai tu poftă. Da, am pornit cu un cutter și cu o riglă, că sună bine așa. Da. Numai că la un moment dat mi-a trebuit și un utilaj, pentru că nu poți să produci manual lucrurile astea, pentru că nu au cum să-ți iasă perfecte. Și am cumpărat un echipament laser care a costat în jur de 12.000 de euro, după care am mai cumpărat mici echipamente de banc de lucru, de atelier, așa, și aș putea să zic că investiția inițială a ajuns undeva pe la 40.000. De-a lungul timpului am tot reinvestit. Tot ce am câștigat am reinvestit, am luat o mașină de tăiat cu cuțit, oscilator, o chestie destul de inovativă așa în domeniu. Echipamente pentru laminare, pentru, mă rog, sunt foarte multe lucruri tehnice, obiecte sau unelte fără de care eu nu aș fi putut să avansez. Și dacă acum mă uit la
primul fotoliu făcut de noi. Mă uit cu drag la el, dar în același timp parcă mi-e rușine așa cu el, știi? Ai evoluat foarte mult în perioada asta și am învățat ca orice foarte tânăr, mult, știi, că dacă te uiți ce făceai acum 5-10 ani cu un proiect, zici, doamne, nici nu vreau să-l arăt cuiva, iar acum lucrurile sunt mult mai înfloritoare pentru că ți-a păsat, pentru că te-ai implicat foarte tare și ai crezut, că asta, ai crezut în visul tău, este da, un vis. Da. Și în ce am înțeles eu, nu mai există în România? Suntem singurii din România care facem chestia asta. Foarte tare. Și suntem foarte puțini pe toată planeta care facem chestia asta. Mi-e și teamă, adică eu mă bucur că ești aici în emisiune, că nu știu cine te fură după emisiunea asta, nu știm dacă mai rămâi în România, nu se știe cât de rapid vin în contul tău câteva milioane de euro ca să explodeze ideea asta. Eu așa o văd. Un mare lanț de magazine de profil te sună: Nicolae, gata, de mâine ești al nostru, zine cât vrei și cu asta basta. Dar până acolo, povestea cumva e foarte faină pentru că tu te adresezi unui public destul de nișat și totuși ai mers și pe zona de TikTok. Tu ești acolo, ai un da, cont de TikTok. Da, da, da. Și companiile ar trebui să aibă așa ceva și totuși nu au. Cum te-ai gândit să-ți faci contul ăsta? Mie TikTok-ul, în primul rând, mă uit tot timpul după noutăți. TikTok-ul nu e o noutate, însă l-am descoperit anul trecut, prin toamnă. L-am instalat, l-am dezinstalat pentru că mi se părea inițial o prostie, după care mi-am dat seama că poate fi un instrument foarte, foarte bun de marketing pentru noi. Este o posibilitate de a comunica cu clientul nemai întâlnită până în momentul ăsta, din punctul meu de vedere. Acolo oamenii sunt direcți, sunt sinceri și deschiși și văd altfel lucrurile versus Instagram sau Facebook. Și m-am apucat să creez conținut, ca oamenii să înțeleagă cu ce ne ocupăm noi, ce facem și de ce ar trebui să cumpere produsele noastre. Chiar așa, dacă te întreabă cineva, Nicolae, cu ce te ocupi tu? Care e răspunsul? Eu fac mobilă din carton. Păi, dar uite, fie apare mobilă și carton. Par la prima vedere, nu există neapărat o compatibilitate. Cum îi facem pe cei de acasă să înțeleagă faptul că și cartonul este bun pentru mobilă, pentru decorațiuni, pentru tot? Eu fac mobilă din carton pentru că aș putea să spun că fac mobilă dintr-un panou rezultat din fibre de celuloză comprimate. Wow. Dar este carton. E un carton special făcut pentru noi. Este alt nivel de carton. Am zis că producătorul e de aici, din da, România. Da, producătorul e din România și acum el produce rețeta noastră, făcută împreună. Și de ce? M-ai întrebat de ce să... Da, de ce să credem în cartonul ăsta? În primul rând pentru că este mai ușor. Deci produsul ăsta, o să încerc să... Vrei deja să-l arătăm la cadru? Doamne, să dai paharul mai... Ah, ok, vrei doar un birou. Pix? Nu știu cât de bine se va vedea la cadru, dar o să ne ajute urgent să se vadă bine. Dacă se strică un pic imaginea, e pentru că am intrat mai mult decât trebuie în zonă. Se vede bine? Se vede, da? Ok, deci ce vedem acum la cadru este o construcție pe care Nicolae a reușit să o asambleze înainte de emisiune, în vreo, nu știu, 5-10 minute cel mult. Asta în timp ce și explica rând pe rând cam ce se întâmplă, cum trebuie să fie. Are mai țin de 2 kilograme, vă spun pentru că am tras de ea, ca Dita mai gantera, deci nu se poate altfel. Aș vrea neapărat să o dezasamblăm, Nicolae, asta vreau în emisiune. Păi, hai să și pentru facem asta acum? Vreau să facem asta acum, dar înainte de a strica frumusețea asta, vreau să-mi spui dacă, nu știu, dacă dau apă pe ea, dacă se întâmplă ceva, dacă se umezește, nu știu. Păi, de obicei, asta e prima întrebare a tuturor. Și dacă vărși ceva pe el? Noi l-am protejat cu un strat foarte subțire de autocolant, ceea ce permite accesul lichidelor pe suprafața lui oricât. Hai să încercăm să ne deplasăm cu masa, cu tot. Nu știu dacă okay, o să poți cu lavaliera de acolo. Eu aș vrea să pot să o mai păstrez pentru... Hai să... Să încercăm măcar. Ținem cum trebuie de lavalieră și găsim noi o soluție. Chiar în aceste momente, Nicolae, o să strice masa. O să strice masa că nu mai merge. Doamne, nu mai stăm la birou. E păcat să stăm o viață întreagă la birou. Trebuie să ne mai și ridicăm din când în când. Uite că ți-ai găsit un loc acolo. Nicolae, acum trebuie ușor, ca pentru TV, să le arătăm oamenilor. Dă un pic paharul mai deoparte, da? Ca să se vadă cât mai bine la cadru.
Acum se deși mai bine. Ok, explică-ne ce faci acolo. Păi uite, ăla e blatul, da? Blatul e prins de picioare și de structura aceasta, efectiv prin niște îmbinări. Așa. Hai să arătăm la cadru, e un pic mai lucioasă suprafața blatului. Acelea sunt îmbinările, în regulă. Uite, deja o pliază foarte ușor. Arată un pic blatul către cei de acasă. Uite așa, este... Nu, blatul pe care îmi pun eu cana de cafea. Aha. Așa, suprafața... cum să se vadă, da? Eu aș fi vrut să facem un test în emisiune, dar nu e că se supără pe noi, Nicolae, dacă se întâmplă putem ceva. Să facem. Vrei să facem asta acum în emisiune? Oricând. Da? Și nu ia apă? Mă gândesc că o să cadă un pic de apă pe jos, dar facem asta la un moment dat. Haide să vedem ce se întâmplă cu cartonul până la final. Și avem această provocare, dacă o să fac o casă din carton, e clar că trebuie lucrurile să fie cât se poate de serioase, și de sustenabile, și de sigure. Nicolae, poți să ne povestești tot ce faci acolo. Păi uite, acum desfac picioarele, așa, care sunt ținute de piesa asta centrală. Hai să arătăm picioarele la cadru. Da, și arată un picior. Mm-hmm. Mă întrebam cât de rezistentă este o astfel de masă de birou. Măsuța asta sau biroul ăsta rezistă garantat la 80 de kilograme. Noi te-am văzut pe TikTok, cum să tăi cu picioarele pe, da, pe el. Nu cu picioarele, cum te-ai suit cu picioarele efectiv pe birou. Și mai avem încă un birou cu care am fost la sala de fitness și am pus 250 de kilograme pe el. Asta mi se pare și mai tare. Da. Nu știu cum faci minunile astea, dar uite că deja a devenit masa din ce în ce mai compactă. Tu ai venit cu ea efectiv cum vin coletele alea când comanzi mobilă, doar că n-au venit 30 de pachete, ci a venit un singur pachet și mic, subțire. Da, dacă vrei, îl desfacem de tot. Da, te rog, un picior să-l desfacem de tot. Să încercăm așa. Zine exact ce se întâmplă acolo. Aici am niște cheițe cu care... Pentru că el n-are nicio lipitură. Aha, nu, și nu ai nevoie de nicio ustensilă pentru montat sau demontat. Ok. Tu ai inventat cheițele astea? Nu, cheițele astea nu le-am inventat eu. Cheițele astea le mai găsești în industria ambalajelor, la anumite cutii. Da. Însă am inventat și noi o mulțime de sisteme de prindere și de... Ai emoții acum când desfaci creația asta? Nu. Cred că e asta de zeci de mii de ori. Aha, uite că mai are acolo. Asta erau polițele. Așa, și am despărțitor direct. Și asta se pliază, uite așa. Gata, deci am demonstrat prima parte. Stai că te chinui până la final, Nicolae. Deci am demonstrat că se demontează, că e totul în regulă. Nicolae, facem treaba cu apa? Da, hai să facem. Ești sigur? Asta. Da. Adică rezistă, da? Da, fără griji. Și dacă nu rezistă, asta e, Nicolae, să ține minte toată viața lui faptul că a fost în prej la emisiune și tipul ăla de la emisiune a făcut o lată. Așa, cum facem acest test? Păi nu știu, vrei să-l facem aici ca să nu udăm masa ta? Păi da, hai să punem platul respectiv. Uite, o să facem așa. Eugen, ajută-mă cu un prim plan strâns, cu un detaliu, dacă se poate, și doar să vergi un pic de apă, doar un pic de apă. Ești pregătit pentru cadrul ăsta? Hai să vedem dacă se moaie cartonul. Ok. Bun. Și acum mai vrei să pun? Uite cât curaj are. Foarte tare. Deci fuge apa, da? Da. Nu rămâne, da. Nu rămâne pe... Nu intră în carton, de fapt, și de drept. Nu o să intre niciodată în carton. Deci gata, am scăpat cafeaua pe birou. Nu mă supăr că am biroul comandat din carton. Deci nu se supere... Nici clientul, nici Nicolae, să zic așa. Poți să lași acolo, nu-i problemă. Zi-mi un pic despre reflectorul ăsta. Spune-mi despre el, că și el e pentru mine e o invenție extraordinară. E o atracție foarte, foarte bună pentru tinere. Eu aș vrea să am așa ceva în cameră, serios. Reflectorul ăsta, da, nu are doar scop decorativ, el chiar și luminează. face parte dintr-o colecție. Mai avem și un proiector suspendat și unul de podea. Colecția se numește Theater, că e inspirat după proiectorul de la teatru. Are trepied. Trepiedul e făcut tot din carton. Este și reglabil și se răsucește. Toată funcționalitatea unui proiector normal. Câte piese de rezistență are? Nu știu, șuruburi sau cleme? Proiectorul ăsta are un singur șurub, da, în centru,
pentru a-i permite să se răsucească. În rest, totul e prin îmbinare. Mi se pare extraordinar. Spunem, ia foc? Da, ia foc. Ia foc. Dar nu de la sistemul de iluminat, ia foc de la o brichetă sau de la o flacără deschisă. Nu, din punctul ăsta de vedere. Am întrebat eu greșit atunci. Da. Nu. Mă interesează dacă am un astfel de reflector, să știu sigur că nu se întâmplă ceva. Cartonul este inflamabil. Prin definiție este făcut din hârtie, hârtie e făcută din lemn și lemnul arde. Toată lumea știe chestia asta. Însă arde la niște temperaturi foarte înalte pe care nu le poate atinge un bec sau de la flacără deschisă. Am înțeles. Te întrebam de această posibilitate a cartonului de a lua sau a nu lua foc. Pentru că, din câte știu eu, în acest moment ești într-o continuă căutare a unui nou material, o să am nevoie de ajutorul tău pe specificații, un carton care nu e carton, dar e mai puternic decât cartonul, dar e tot carton. Da, anul trecut mergeam la o conferință în Norvegia. Trebuia să merg și a venit pandemia și am anulat, din păcate. Poate o să reușim anul viitor să facem chestia asta. Ar fi trebuit să mergem la un schimb de experiență și un întâlnire cu câteva universități de acolo, să dezvoltăm un produs nou, o materie primă nouă, care să fie rezistentă la umezeală, la foc, să aibă proprietățile cartonului, dar să nu fie carton. Și în același timp să fie ecologică, biodegradabilă și 100% reciclabilă. Wow, e o utopie sau există șanse? Pare, dar eu consider că există șanse pentru că deja s-a inventat o hârtie realizată din piatră care este 100% ecologică, reciclabilă. Există tratamente pentru hidrofugare, după cum vezi. Nu, este cel mai tare test, adică faptul că ai lăsat picăturile alea în continuare acolo este act de curaj. Există tratamente pentru ignifugare. Însă eu aș vrea ca materialul să fie de-a gata, fără să trebuiască să-l mai tratezi. Adică materia asta primă să fie direct pregătită. De ce? Pentru că oricine produce un obiect are o amprentă de carbon. Lasă o amprentă de carbon. Amprenta noastră, noi ne dorim să fie cât mai mică posibil, pentru că tehnologia cu care prelucrăm are o amprentă foarte mică. Și atunci, dacă materialul este deja tratat, impregnat din construcția lui, vom elimina foarte multe etape. Și ne va ajuta să optimizăm și prețul, bineînțeles. Apropo de preț, dacă îmi iau un birou normal, obișnuit, din ce e acum? Din, ajută-mă, din pal. Pal din, palul e la înțeles modul, că masa pe care avem noi în camera de protocol e un carton. Dar nu e chiar carton. E un fel de carton care are o melamină, un strat de melamină, care de fapt este o rășină epoxidică impregnată într-un strat de hârtie. Wow, câte detalii tehnice, este o masă. Dar aici văd că este un carton. Asta mi se pare atracția. Să-i arăți omului, băi, uite, eu am un dulap din carton, am o masă din carton. Cartonul are ceva special, cel puțin la mine transmite chestia asta, transmite căldură. Și mie mi se pare că e un material foarte plăcut la atingere și efectiv îți dă senzația asta de căldură și calmitate. Și când te gândești câte expresii sunt în limba română care nu aduc prea mult beneficiu cartonului sau aduc o imagine negativă cartonului, dar se pare că tu vrei să schimbi sensul expresiilor și să fie un business nu din carton, ci cu super carton. Și atunci lucrurile să meargă pe un făgaș pozitiv. Vreau să întreb dacă noi avem o temă de emisiune și oamenii tot se întreabă, domnule, hai că am înțeles, aveți o masă din carton, dar e serioasă treaba cu prima casă din carton din România? Da. Anul ăsta? Da. Da. Poți să ne povestești? E foarte proaspătă ideea. Vreau să am un teren la țară și... Am mai auzit oameni care au un teren la țară, e ok până aici. Și vreau să fac anul acesta o casă din carton 100% experimentală, iar ulterior vreau să construim casă din carton pentru vânzare.
noutatea care ar fi, structura este realizată 100% din carton și învelitoarea este realizată tot din carton. Iar în interior avem carton. Cât la sută din ideea pe care tu o expui acum se va face? Pentru că eu simt încrederea pe care o ai în ceea ce spui, dar practic... Se va face 100%, cu siguranță. A fost frig, o să fie ploaie, bate vântul, e prea mult soare. Cum să reziste cartonul ăsta la așa ceva? Dacă noi îl protejăm pe exterior, ceea ce intenționăm să facem, avem două alternative. În momentul ăsta se poate aplica un strat de poliuree, care e o substanță bicomponentă care se aplică la cald și se usucă instant pe suprafață și devine foarte rezistentă la umiditate, la foc și are un aspect rugos. Problema e că are un preț destul de ridicat. E un material din cele noi. E o inovație în domeniu. Are vreo 10 ani de când a fost inventat și a început să fie utilizat și la scară mai largă, dar totuși are încă un preț ridicat. Cealaltă variantă este membrana bituminoasă, unde au găsit și la asta ceva nou și au îmbunătățit-o și au aplicat un self-adeziv pe suprafața ei și noi ne gândim să... Casa mea are forma unui tunel și are și un semietaj unde poți să dormi. Și cumva învelitoarea o să arate ca o casă acoperită cu șiță. Cam asta e ideea. Grup sanitar, încălzire. Da, o să avem încălzire în pardoseală. Casa va fi alimentată... Nu pot să cred că deja să-mi răspunzi. Am crezut că o să te gândești o vreme. Nu, m-am gândit la chestia asta. Planul e făcut, proiectul e aproape gata. Acum suntem la capitolul materiale, ce alegem. Hidroizolația e o mare discuție. Apoi mai există niște chestiuni de astea super tehnice, de punctul de îngheț, unde se regăsește el în perete, în structura pe care o facem noi, că încă n-am găsit niciun inginer constructor care să-mi răspundă concret, uite, aici ar putea fi punctul de îngheț. Și eu mă bazez pe faptul că materialul pe care îl folosim noi are niște proprietăți foarte bune termoizolante. Și atunci nu va fi necesar să pun polistiren sau vată în această... Cred că acea casă pe care tu o crezi acum o să fie și foarte bine izolată fonic. Da. Da, în principiu cartonul este izolant fonic. Și la felul în care am construit-o, practic ea va fi formată din elemente care se îmbină la fața locului. Sperăm să reușim să o construim într-o singură zi. De dimineață până seara? Crede-te. Așa. Tu vrei absolut tot într-o zi, adică 24 de ore, gata, mă mut cu încălzire în pardoseală, cu tot? Eu cred că e important, dacă pleci cu modulele gata făcute, la fața locului ar trebui să fie relativ ușor. Cât de sigur e o astfel de casă atunci când vorbim despre siguranță și mă refer la răufăcători, la oamenii care vor și să mai intre... Să vină în vizită la noi. E bună întrebarea și pentru chestia asta, cartonul nu este un material, nu are o suprafață dură, rezistentă, este totuși hârtie. Însă, după ce vom aplica hidroizolația, vom veni cu o învelitoare pur decorativă, pe post de armură, din lemn. Dar din niște șipci foarte înguste din lemn și în care vor participa și la aspectul plăcut al casei și la siguranța antiefracției. Cât poate să coste o astfel de casă din carton după ce treci de faza de început? Pentru că presupun că la început sunt niște costuri foarte mari. Eu zic așa că după calculele făcute până acum, o casă la cheie, la cheie însemnând cu televizorul montat, cu plita, cu inducție montată, cu chiuvetă, cu... Tu vrei să ne faci să vizualizăm toate lucrurile astea, cum înțeleg. Da. Așa, cred că undeva în zona de 20.000, 21.000 de euro. Deci dați 21.000 de euro și cu tot cu televizor, mâine vă mutați la voi acasă. Nu știu, poate să fie asta o realitate? Tu îmi zici da. Eu, ok. Din partea mea, da. Da, hai să vedem cât de...
cât de bine putem noi să ne acomodăm cu astfel de idee și cât de rapid poate să o implementeze românul, fie că e românul de rând sau românul care doar, nu știu, își deschide un birou acolo, își deschide o mini casă de vacanță, un ceva. O să avem o problemă cu chestia asta, în mod clar. Gândește că sunt români care n-au încredere în casele din lemn. Știu. Care totuși sunt destul de multe în România. Planul e așa. Să facem anul ăsta casa de la țară. Să o testăm, pentru că eu sunt aproape convins că va funcționa planul meu, dar până nu testez, nu ai cum să știi 100% că va funcționa. O lăsăm peste iarnă acolo, mergem din când în când, mai încălzim pardoseala, mai dormim acolo. Vedem dacă avem infiltrații, pentru că pericolul cel mai mare, cred că acolo poate să fie, la partea de umezeală, umiditate, transfer de umiditate interior cu exterior. Dacă trecem de iarna aia cu bine, o demontăm și verificăm și interiorul. Iar în etapa a doi, vreau să începem să închiriem cu Airbnb. Adică să construim mai multe case și să le închiriem cu Airbnb. Sunt convins că oamenii vor veni să încerce să doarmă o noapte într-o casă de asta. Da, mă simt în siguranță. O noapte nu mi se pare chiar absolut deloc ceva rău. Deci, practic, tu vrei să implementezi ideea asta așa în termen, hotelier, pe o perioadă mai lungă. Dar, din câte am înțeles, pentru fiecare nou stil de construcție, de material, sunt necesare anumite... Da. Documentații. În momentul în care noi am vrea să vindem această casă, să o comercializăm, va trebui să mergem să omologăm materialul, să-l considerăm material de construcție și să îi obținem o omologare. Și omologarea asta, am înțeles că nu se obține atât de ușor și că vom avea niște pași de parcurs, dar avem tot timpul, nu ne presează nimeni și chiar îmi doresc să fac chestia asta. Întreabă lumea dacă se vând produsele astea, că în afară de a le expune pe internet, dacă cineva chiar le comandă. Se vând. Le-am o să le fac de râs aici. Deci, adică există în momentul de față oameni direct interesați care spun: Nicolae, vreau 6 mese de birou. Da. Au fost chiar din prima zi. Din momentul în care le-am afișat prima dată, au existat oameni care și-au dorit produsele acestea. Cumva, oamenii din industria creativă, designeri, arhitecți care vroiau să spună ceva cu designul din casa lor. Acum suntem în zona în care încercăm să accesăm publicul larg și încercăm să optimizăm prețurile să fie accesibile și să fie chiar mai jos decât produsele similare ca funcționalitate. Și îți dau un exemplu. Așa. Biroul ăsta, da, costă 79 de lei în momentul ăsta. Cel mai apropiat obiect asemănător ca funcționalitate costă 119-120 de lei în zona aia. Ce-am găsit eu căutând pe internet. Și deocamdată n-ai fabricat, nu știu, 10.000 sau 20.000 de astfel de... Nu am fabricat, pentru că în momentul în care voi fabrica o cantitate importantă, prețul va mai putea scădea odată. Prețul ăsta l-am obținut efectiv din partea de construcție, optimizând foarte bine materialul și neavând efectiv pierderi pe placă, pe dimensiunea plăcii. N-am să te întreb de adausul comercial, dar am să te întreb dacă în momentul de față există varianta în care eu pot să-mi customizez biroul. Adică eu aș vrea, spre exemplu, să fie rezistent tot la apă. Da, se poate face chestia asta și culmea este că îți dau mai multe variante. Anul acesta pe site-ul nostru a apărut Făcut de tine, se numește. E o categorie. Cum? De Făcut de tine? Făcut de tine. Este do it yourself tradus în limba română. Aha, Făcut de tine, ok. Este o categorie unde vei găsi vopsea, pensule, role, trafaleți și tot ce ai nevoie ca să personalizezi chiar tu acasă produsele astea. În momentul în care îți cumperi un kit, vei primi tot ce trebuie pentru personalizarea lui. Și surpriza este că oamenii sunt fascinați de ceea ce pot face cu mâna lor și satisfacția e
cumva garantată că... Na, e făcut de tine. Wow! Deci nu pot să cred. Wow! Și costurile? Costurile pentru sunt... Pentru un kit de genul ăsta. Să fie și surpriză, să fie și util. Apropo de asta, furnizorul nostru de vopsea, pe care l-am căutat foarte mult, este din Ploiești. Ah, nu se poate așa. Da, trebuie să ne spui după emisiune. Deci noi în Ploiești avem niște oameni importanți, da? Aveți un producător de vopsea ecologică în Ploiești. Ah, ok, că încep să ne dai niște detalii și începem să ne trezim la realitate. Nicolae, ești pregătit să te scoatem din zona de confort? Hai să încercăm. Urmează rubrica Sună și mulțumește. Ok. Probabil că o să zici ok, ceva nu e bine. Trebuie să te gândești foarte bine la o persoană dragă din viața ta, cărea probabil, nu știu, ai uitat să-i spui mulțumesc în ultima perioadă sau care oricum merită acest mulțumesc autentic, să pui una pe telefon, să formezi numărul, okay, să pui pe speaker de la început, încă de la început și, e bine, să spui că ești în Ploiești, la o emisiune, generația lui John, și apoi, uite, ai primit o provocare, să spui mulțumesc unei persoane dragi din viața ta. Okay. Și de aici îți aparține tot speech-ul, absolut tot. Noi suntem în liniște, stăm cu ochii și cu urechile pe mulțumescul tău și telefonul să-l aduci foarte aproape de... cam așa, să se audă, să auzim noi mulțumescul ăla, să vedem ce se întâmplă după. Okay. Succes, Nicolae, nici nu ne spune pe cine suni. Okay. O să deducem de din conversație. Hai că avem emoții. Nicolae, zici că am făcut asta de 200 de ori până acum, adică e ok. Ia să vedem dacă răspunde. Alo? Alo? Bitone, sunt la Ploiești, da. la generația lui John, sunt cu John în studio, în direct. Da. Și am primit o provocare. Așa. John mi-a zis să sun o persoană căreia aș vrea să-i mulțumesc. Și prima persoană la care m-am gândit ai fost tu. Și îți mulțumesc că ai fost alături de mine în drumul nostru. Îți mulțumesc că îți mulțumesc și pentru fiul nostru. Și îți mulțumesc că m-ai susținut în permanență. M-ai lăsat sunt în direct acum sau sunt... Ești în direct, da. Așa-i. Sunt foarte emoționată. Îți mulțumesc și eu. Și mă bucur că suntem împreună pe acest drum și o să fiu alături de tine în continuare și o să te susțin. Și am o foarte mare încredere în tine. Știu că o faci lucruri extraordinare și mă bucur că mă iubești și că te-ai gândit la mine și îmi doresc să fie bine, cât mai bine de acum încolo. Te pup, Bitone. Eu și să rămân cu John să mai povestim aici. Ok, bine. Te aștept acasă. Bine, te pup, papa. Succes, te pup, pa. Wow, ce mulțumesc! Zi-mi cum e. Cum e să spui mulțumesc în direct? Să știi că am avut așa puține emoții la început, dar acum culmea este că am avut emoții mai mari. Nu e atât de simplu. Ți-am spus că ne dorim să scoatem oamenii din zona de confort, dar am auzit foarte mult feedback pozitiv. Cu încredere, cu susținere, cu același drum, păi drum povesteam, comun. Îți povesteam că iubita mea, soție. Asta încercam să-mi dau seama dacă e soție sau nu încă. M-a susținut permanent în tot ceea ce am făcut. Și dacă am făcut ceva greșit, ea a fost alături de mine și a zis, eu te susțin. Crezi că e important acest lucru în viața unui antreprenor? Este major. Uh-huh. Știi că e vorba aia că în spatele fiecărui bărbat există o femeie puternică. E super adevărat. Care e lecția, Nicolae, pe care ai învățat-o tu până acum? În toți anii ăștia de business, o lecție pe care ar fi bine să o învățăm cu toții, mai ales dacă avem o idee și o punem în practică. Păi am învățat multe lecții, însă cea mai importantă lecție este să nu te grăbești. Eu sunt foarte grăbit de felul meu. Îmi vine o idee, vreau să o pun în aplicare mâine sau acum, dacă ieri e posibil. Da. Și
sfatul meu este că mai bine să o gândești de mai multe ori, de 10 ori dacă e nevoie, și să o faci odată și bine. Alt sfat, nu știu, că așa sunt foarte mulți specialiști în business de la care poți să obții multe sfaturi. Cred că ăsta e sfatul meu principal. Știi cum e? Sunt oameni care se blochează într-un vis în care nimeni n-are încredere și, practic, dacă n-are nimeni încredere, nici el, ca om, ca individ, nu mai are nicio speranță. Tu spuneai că la un moment dat n-ai avut pe nimeni în preajma ta, ai avut-o doar pe soția ta, practic a fost un pilon important pentru ce ai făcut. Eu am fost încurajat negativ. Adică nu fă chestia asta, că nu ai de ce să o faci. Nu. Și cumva celălalt sfat este: ascultă-ți instinctul și dacă ai un vis, urmează-ți-l, pentru că la un punct îți garantez că va da roate. Și sunt convins că am dreptate în povestea asta. Ai vreo frică în business? Ca toată lumea, da, există frici. Nimeni nu este fearless, așa. Ți-e frică de eșec? Nu mi-e frică de eșec, nu. Am eșuat de mai multe ori și nu mi-e frică deloc de eșec. Mi-e frică, poate mi-e frică de succes. E ciudat că spun asta, însă am observat că de multe ori în acțiunile mele mă opresc din ceea ce fac. În momentul în care mi se validează o idee, încetinesc foarte mult procesul, tocmai că poate că mi-e frică de succes. Ți-e teamă de ce ar putea să spună oamenii, chiar în sens pozitiv, sau că practic succesul te-ar bloca? Da, stresul meu permanent este: ok, și dacă facem acțiunea asta și primim 3000 de comenzi, dacă nu le putem face? Deci asta e frica ta cea mare. Mea. Dacă sunt prea multe comenzi. Dacă avem prea multe comenzi și nu le facem față în momentul ăsta, și cumva încerc să crești și capacitatea de producție, și la capitolul ăsta joc destul de safe cumva, pentru că nu vreau să dezamăgesc nici măcar un client. Și de când am lansat noi produsele pe piață, mă laud cu chestia asta că noi am avut 3 retururi până acum. Și câți clienți aveți? Avem clienți care se întorc și comandă diverse produse. Avem și clienți business to business. Bine, câte produse ați vândut până acum? Am vândut în jur de 3000 de pătuțuri de bebe, 1600 de căsuțe de joacă de copii. Îmi place că le-ai așa, 3000, 1600. Și multe... Pătuțul acela e chiar vedeta în momentul de față, din câte înțeleg, da? Fiind cu 3000, mai ceva mai mult de 3000, nu? Nu, e nu. Cel mai bine vândut produs al nostru. Da. Uite, vezi, puteai să vii cu un pătuț, sigur să-i ta vreo viitoare mămică și spuneam, data viitoare îl caut pe Nicolae, că e de bine. Există rata de conversie de la TikTok către produse? Vreau să întreb asta încă de la început. Nu-i măsurabilă, adică nu-i detectabilă cumva în momentul ăsta, sau cel puțin am reușit noi să o detectăm, însă am avut clienți care m-au sunat și mi-au spus: te-am văzut pe TikTok, vreau și eu chestia aia. Aia e rata de conversie. Da. Te-am văzut pe TikTok, vreau. Deci există rata de conversie, dar nu știu să-ți dau un număr. Foarte bine. Adică voiam să știu dacă o companie merită să-și facă un cont de TikTok și să pună ceva acolo. Sunt convins. Notorietatea unei companii este foarte importantă. Și nu poți să-ți crești notorietatea doar trimițând cât un articol scris despre tine ca un comunicat de presă. Nu mai suntem în zilele acelea. Uite, vezi, poți să faci un soi de webinar sau de curs online pentru companiile care încă nu știu cum să iasă din bula lor de chestii de marketing. Dom'le, până acum am făcut asta, nu știu să mai fac altceva. Și vine Nicolae și spune: uite, am făcut eu. Se întâmplă mari schimbări în social media. Chiar se simt schimbările astea. Facebook a rămas în continuare platforma numărul 1 care vinde cel mai bine, dar cumva publicul e îmbătrânit. Adică tineretul s-a dus mult în zona de TikTok, acum Snapchat.
Nu știu dacă mai funcționează Snapchat-ul chiar atât de bine, era la un moment dat. Nu știu a fost, dacă mai... Deci Snapchat-ul era bun încă... până când a furat Facebook-ul story-ul de la Snapchat și apoi s-a stricat toată treaba. Ăștia mici de tot, 12-13 ani mai sunt pe Snapchat. Sunt acolo, da. Nicolae, hai să jucăm aș-n-aș vrea, o rubrică care se tot lasă așteptată, cu cât e mai puțin timp la dispoziție, cu atât ne este mai greu să extragem răspunsurile de la invitat. În cazul, în cazul tău este și mai simplu. Te rugăm din suflet să fii 100% sincer. Nu există răspuns greșit. Prima dată pancarta către cei de acasă, după care argumentezi de ce ai ales într-un fel sau în alt fel. Da? Și începem. Aș-n-aș vrea să mă trezesc mâine dimineață, da, să dau drumul la tot, la televizor, la Facebook, la ce am eu și mă informează pe mine zi de zi, și peste tot să se comunice un singur lucru. Gata, s-a terminat, nu mai e pandemie, puteți ieși fără mască din casă. Din casa din carton. Asta e super, super simplu răspuns. Da, poate să fie super simplu dacă n-ai un business cu măști. Iată. Cred că oricine își dorește să nu mai avem pandemia asta. Doamne ajută! Care e explicația de fapt și de drept? Adică dacă mâine s-ar întâmpla treaba asta, ai crede? E bună întrebarea. Că tot așa, am fost în casă dintr-o dată, adică s-a anunțat ceva, băi, nu suntem bine n-aș și... crede, n-aș, mai ales în contextul actual, eu nu mă uit foarte mult la știri, pentru că am alte preocupări mai importante. Însă, totuși mai culeg informațiile importante din online și n-ar avea cum să dispară peste noapte, în niciun caz. Imposibil. Aș-n-aș vrea să câștig foarte mulți bani cu foarte puțină muncă. Atenție! Nimic ilegal, imoral sau indecent. Iată, avem un businessman aici în emisiune și mă bucură tare mult treaba asta. Care este explicația sau la ce anume te-ai gândit tu? Păi știi proverbul ăla, banii ochiul dracului. Bine, ăsta e un mindset foarte toxic, din păcate. E foarte limitativ, e un proverb limitativ. E, de fapt, nu știu dacă e un proverb, e o zicătoare, e o prostie. Banii n-au făcut rău nimănui. Banii n-aduc fericirea, vrei să-ți mai zic că zic până mâine dimineață. Fericirea. E o prostie, toate astea sunt niște chestii care nu se mai aplică în zilele noastre. Banii nu fac rău. Da, banii pot face rău dacă nu știi ce să faci cu ei. Bani la bani trage. Uite, asta e pe partea bine. Pozitivă. Da. Știi să-ți crești copiii? Bani la bani trage. Hai, că e de bine. Să-i pui acolo un pic de educație financiară. Aș-n-aș vrea ca toată lumea din jurul meu, toată, să mă laude tot timpul. N-aș vrea. Care e explicația? Păi n-aș vrea pentru că nu mai îmi dau seama unde greșesc. Dacă toată lumea te laudă, nu mai știu unde greșești. Și mie îmi place să primesc critici. Bine, pentru tine chiar sunt cu bani criticile astea. Adică dacă e vorba de a-ți îmbunătăți un produs, e bine să fii criticat ca să știi ce ai de modificat. Aș-n-aș vrea ca măcar pentru o zi să am puterea să schimb o lege în România. Clar, aș vrea. Perfect. Care este acea lege? Sunt atâtea pe care aș vrea să le schimb. Una la care te-ai gândit prima dată. Prima care îmi vine în minte. Aș schimba chestii, aș schimba multe legi în educație. Mi se pare că noi nu am fost pregătiți pentru școala online, de niciun fel. Mi se pare că nici acum nu, din păcate, guvernul nostru nu a făcut mare lucru pentru chestia asta și aș moderniza extrem de mult sistemul de învățământ cu legile astea ale mele. Mă gândeam că o să zici, domne, aș vrea să se dea o lege, să schimb o lege, să fie impozitul pe profit mai mic, să nu mai există dividende. Și următoarea lege ar fi să se interzică mobilierul din pat. Nu e bine. Și că avem loc tot sub... Doamne, nu se poate, nu. Dacă ai zis asta, nu o să fie bine. Cineva o să auzi, băi, vezi că Nicolae vrea să ne interzică. Da, nu e bun palul? Nu, palul chiar nu e bun. De ce spui asta? Acum să nu se spre producătorii din pal pe mine, dar avem și noi mobilă din pal acasă, nu-i problemă. Palul conține o substanță toxică, formaldehidă, care emană permanent toxine în mediul în care trăim. Într-o cantitate mică, dar în momentul în care ești înconjurat de materialul ăsta și locuiești acolo ani de zile împreună cu el,
posibil să apară și anumite efecte. Uite, e bine de studiat informația asta, mai ales dacă vine din partea unui... Eu n-am spus-o pentru știu, că... Știu, ne-ai făcut răutate, nu o să fie de mâine o scădere drastică vis-a-vis de toate magazinele care își așteaptă clienții. Sau poate cine știe, prea cineva o știre de ei și spune, uite, vrea să fac o casă din carton și interzice palul în România sau în Europa. Aș n-aș vrea întrebare serioasă. Da. Să schimb ceva în viața mea. Ai stat un pic după care te-ai repezit pe răspunsul să fie. Aș vrea, da. Aș vrea să schimb... Te ascult. Aș vrea să nu mai fumez. Foarte bine, e o emisiune educativă aceasta și ne bucurăm că un antrenor nu spune. Da, din păcate sunt mult. Cam mult. Nu te-am văzut, nu ai cerut un spațiu adecvat pentru așa ceva, ai rezistat, adică sunt mai bine... Rezist, dar e un obicei prost la care aș vrea să renunț cât mai curând posibil. Să-ți facem cunoștință cu un coleg, a renunțat de vreun an de zile la țigări. Noi tot încercăm să-l sărbătorim, deci nu vrem, e ok, vreau să fie. Deci că nu se știe cum mă reapuc, Doamne ferește. Doar atât asta cu tutunul? Da. În rest, schimbările din viața ta sunt atât de mici încât nu trebuie să le spui acum. Dar nu vreau, mie îmi place viața mea și n-a schimbat nimic în momentul ăsta. Un cont, în bancă mai... A, da, bine, acolo dacă ar mai apărea un zero după ar fi suficient. ar fi suficient. Ar fi okay. Sau uite, mă gândesc cum ar fi dacă ar apărea o decizie la nivel de țară prin care proiectele importante, cum este și cel pe care tu l-ai, să fie susținute. Îmi doresc lucrul ăsta, pentru că am întâlnit, hai să nu le spun piedici, dar... Am fost la... Ai văzut oftatul? Ne uităm pe imagini după, să știi. Am apelat la Ministerul Mediului pentru a obține etichetă ecologică pentru produsele noastre. Și ne-au spus, nu avem cum să vă dăm eticheta ecologică. Noi înțelegem că este 100% reciclabil, că este cel mai verde produs posibil, însă noi putem să vă dăm pe mobilier din lemn. Pentru că nu avem în nomenclator trecut mobilier din carton. Nu există așa ceva. Și acum doamna de la mediu de acolo a fost destul de drăguță să ne și răspundă la întrebarea ok, și noi ce facem în cazul ăsta? Și ne-a indicat să trimitem o scrisoare la Comisia Europeană care se ocupă de acordarea etichetelor ecologice și să insistăm acolo să introducă în prima lor ședință, să introducă și mobilierul din carton ca o materie primă de construit mobilier. Așadar, există soluții, doar că cineva trebuie să facă niște drumuri, să vorbească așa cum trebuie, potrivit pentru astfel de inițiative. Și asta înseamnă că implicarea ta ar putea să răsplătească multe alte business-uri care încep după o astfel de emisiune. Serios. Nu se știe cu ei mirat ideea asta. Nu se știe cum deja oamenii încep și caută acum. Ia să vedem, pot să fac și eu un business din... Să-l sun pe Nicolae, vreau și eu să învăț să tai cartonul. Eu mă bucur ori de câte ori văd ceva realizat din carton. Din păcate, la noi în România nu mai face nimeni mobilier. Și spun din păcate, pentru că îmi doresc concurență. Pentru că în momentul în care cineva va face mobilier din carton, înseamnă că ceva funcționează. Te lasă pe tine să te lovești foarte bine înainte, să faci casa respectivă, să nu ia vântul, să nu plouă nicio furtună. Chiar e greu să fii pionier. Ultima întrebare și ai scăpat de tot calvarul ăsta, fără complezențe, aș n-aș vrea să mai vin în emisiune. E, normal că aș vrea. Nu știu, cum te-ai simțit? Cum a fost? M-am simțit foarte bine. Da? Masa mai e ok? Adică mai... Da, uite că... Deci mi se pare extraordinar că, uite, blatul ăla... Vrem să arătăm către cei de acasă faptul că acest blat din carton cu acel strat subțire de... Ce ai spus că este? Autocolant. Dar nu s-a dus umezeala către carton, pentru că eu asta mă gândeam că se va întâmpla. Am demonstrat că se poate treaba asta. Mai avem mai puțin de 30 de secunde pentru o concluzie, Nicolae. Cu ce rămânem după emisiunea asta? Păi, să vă dau un sfat? Dă-ne un sfat, ajută-ne! Hai să vă dau un sfat ecologic. Hai să reciclăm. Hai să fim mai atenți cu ce aruncăm. Și hai să începem să reciclăm.
Pentru că acum poate pentru mulți pare o glumă, însă dacă suntem atenți la toate schimbările prin care a trecut planeta asta și cât de tare s-a accelerat ritmul în ultima perioadă, poate ar fi bine să fim mai atenți și să fim mai responsabili. Uite ce ne-am defectat. Se joacă zi, doamne, doamne, cu potențiometru de la climatizare și ce e martie, e decembrie, e martie, e decembrie. Nicolae, mulțumim tare mult pentru prezența în emisiune. Să știi că noi avem aici colectare selectivă, avem tomberane special amenajate pentru așa ceva, dar mai avem mult până departe, până când o să avem aceste obiceiuri sănătoase și pentru noi și pentru planetă. Poate că o să ajungem la un moment dat să avem un dulăpior. Pentru început mă gândesc, sau o măsuță din carton, să spunem, da, l-am văzut pe Nicolae și am comandat ceva de la Nicolae, voiam să văd și eu dacă pe masa asta pot să pun o cafeluță, să o consum atunci când am eu poftă și poate la un moment dat să mă duc pe Airbnb, să mă cazez acolo, la casa asta minune. John, să ne auzim și mâine de la 19, până atunci numai bine. La revedere!